Dragii mei, bine v-am regăsit, bine v-am găsit în casele dumneavoastră, astăzi la Actualitatea Hunedoreană, în această joi de 15 decembrie, anul de grație 2016. Lucrurile s-au mai calmat de duminică încoace, parcă începem să răsuflăm un pic mai ușor și acum știm și noi cu cine votăm, cu cine am votat și cine ne va conduce. Astăzi am un distins invitat, un proaspăt deputat, dar un mai vechi prieten al emisiunii noastre, și anume domnul Iulius Firțac, președintele Rotary Club Deva Castrum, președintele Uniunii Culturale a Rutenilor din România, UCRR, și, cum v-am spus, marinar și proaspăt deputat în Parlamentul României. În primul și în primul rând, bine ați venit, stimate domn și domnule deputat. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Felicitări pentru succesul reportat. Mulțumesc și felicitările sunt pentru întreaga organizație pe care o reprezint. Eforturile au fost făcute de toate filialele pe care noi le avem și rezultatul este comun. Eu reprezint acolo organizația și interesele pe care ea le are și, bineînțeles, pentru toate comunitățile din care am adunat voturi. În emisiunea cealaltă, care era de tip electoral, am fost la un moment dat, închistați în anumite necesități, legi și arii foarte clar definite, vorbeam la un moment dat de prioritățile dumneavoastră ca deputat. Acum, după ce ați reportat această luptă și victorie, foarte faină, la ce vârstă? 37. Domnilor, la 37 de ani pot să spui că ești un om realizat, ai și o familie frumoasă și ai realizat și ceva, inclusiv acest Club Rotary de care vom vorbi un pic mai încolo. Bun, spune-mi, ce crezi că ar trebui să, cu ce ar trebui să începi? Cu ce vei începe mai? Nu doar eu, cred că toată clasa politică trebuie să se relaxeze puțin acum după această încrâncinare. O întrebare la care vreau un răspuns sincer. Crezi că această clasă politică pe care o tot discutăm noi îți seamănă, fără falsă modestie și cât mai mare sinceritate? În mare parte, da. Adică regăsesc în rândul tinerilor și chiar și în rândul celor mai în vârstă. Sunt calități și sunt defecte pe care eu le am și le au și ei. Haideți să facem un pic o recapitulare a ceea ce sunteți dumneavoastră din punct de vedere profesional și social. Ce ați făcut și ce sunteți acum? Eu, personal, ca și pregătire, sunt profesor de fizică, dar după ce am intrat în hai să zicem, activitatea politică, dacă o putem numi așa, în Uniunea Culturală a Rutenilor din România, în 2002, am ales să fac și două masterate, care să fie legate cât de cât de area politică, să-mi aducă competențe noi, și vorbim aici de SNSPA, de Școala Națională de Științe Politice și Administrative de la București, un master acolo, și Colegiul Național de Apărare, un colegiu care ține de Academia Carol I, un colegiu legat de Securitate Națională. Acestea le-am făcut pentru a mă ajuta în cariera începută la Organizația de Tineret a Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Aceasta este pregătirea, pe scurt, a mea profesională, iar din punct de vedere social-economic, activez într-o companie pe care am fondat-o în 2007 și pe care acum pot să spun, având în vedere că votul s-a terminat, că trebuie să o părăsesc, nu mai am voie să dețin funcții executive și administrative și s-a dus părăsesc după 10 ani de zile. Nu s-a dus, sunt chiar bucuros că pot să fac acest lucru, pentru că știu că las acolo o echipă puternică și o echipă care care va duce mai departe munca și sunt ferm convins că rezultatele companiei vor crește, fundația este solidă și sunt mândru, de exemplu, de activitatea pe care nu trebuie să o părăsesc din cadrul clubului Rotary Deva Castrum. Este o activitate filantropică în cadrul acestui club, este o echipă superbă. Am reușit în 2 ani de zile să coagulăm o echipă cât se poate de diferită, cu oameni de la 25 de ani până la 65 de ani, cu pregătiri de la medic până la profesor, de la arhitect până la fizician, în cazul meu, și să putem să facem cât de mult putem pentru comunitatea din care facem parte. Am înțeles. Credeți că voluntariatul în România ar trebui să fie mai mult prezent în activitatea și în viața românilor? Da, ar trebui să fie mai mult prezent, dar vedeți, voluntariatul vine după
alte faze din viața fiecărui om. Omul trebuie să fie liniștit din punct de vedere personal, trebuie să aibă o viață așezată, trebuie să aibă ce să pună pe masă, trebuie să aibă timp de concediu, trebuie să aibă cum și unde să se relaxeze. Și apoi apare în sufletul lui și dorința și putința în buzunar de a da și altora. Aici este scopul clasei politice sau rostul pe care îl are în următorul mandat parlamentar, să dreagă lucrurile la nivel legislativ încât la nivel general toată țara să o ducă mai bine și încet încet să apară în fiecare comunitate încă 1, 2, 3 persoane care să asocieze organizațiilor filantropice. Acum văd că sunteți animat de cele mai bune și mai frumoase intenții, chiar nobile, aș spune. Sunt foarte curios, foarte curios, domnule deputat, după ce vă întâlniți cu marea masă. Marea adunare națională. Cu marea adunare națională. Ce părere veți avea și dacă o să fiți în stare să-mi spuneți sincer ceea ce credeți despre ce veți găsi acolo. Eu am câteva experiențe pe care mi le-au spus alți deputați, chiar foarte, foarte finuți și voalat, chiar și domnul Filțag, care are ștate vechi în ceea ce privește, deși dumnealui nu scoate păsărica din gură, de cât rare. Nu, să știți că nu va fi cazul și vom mai discuta în viitor, nu va fi cazul să nu fiu sincer. E important ca realitățile de acolo să le prezinți cu respect și față de cei care greșesc și față de cei care fac lucrurile bine, să încerc și eu să văd unde greșesc sau să încerc să aduc, nu o să pot să mut munții din poziția de deputat a Uniunii Rutenilor, trebuie să fiu realist, dar acolo unde pot, în comisie, în comisiile în care voi face parte, în grupul din care voi face parte, să încerc să aduc un suflu nou, să pun pe hârtie o idee nouă. Practic, și acolo trebuie să-ți faci treaba bine unde este locul tău, unde ești... Exact. Și lobby-ul este foarte important. Să știi să susții de ele, să știi să găsești oameni care să le sprijine. Este foarte important acolo, la acel nivel și în orice comunitate, să fie lăsat un pic orgoliu la o parte. Orgoliu pe care l-am întâlnit în mai toate mediile în care am activat, și în mediul filantropic, și în mediul economic, și în mediul politic. Orgoliile sunt destul de mari la români, fie că vorbim de bănățeni, fie că vorbim de ardeleni, fie că vorbim de olteni. Este un păcat uman până la urmă. Suntem destul de orgolioși. Proiectele mari se realizează de comunități mari, se realizează de mulți oameni și aia înseamnă că trebuie să existe câte puțin de compromis din partea fiecăruia, dacă se poate numi compromis. Fiecare să lase câte puțin de el ca să putem să realizăm un obiectiv chiar mare. Chiar din acel orgoliu de care în acel orgoliu, da. Dumneavoastră. La nivel de glumă, dacă analizăm dreapta a câștigat alegerile, dacă analizăm și adunăm toate partidele și încadrăm și UDMR-ul la Partidul Popular European, dreapta a câștigat alegerile. Doar că este... Ce atitudine credeți că vor avea cei care sunt în tabăra așa zis câștigătoare? La ce vă așteptați? Proiectul lor, ei au câștigat pe baza unui proiect. Ei au prezentat electoratului un proiect. Și cred că aceasta a fost cheia succesului la ei. Faptul că au promis ceva oamenilor. Iar pentru a-și conserva succesul, pentru a își pregăti următorul mandat, ei trebuie să pună în aplicare cât mai mult din proiectul pe care nouă românilor ni l-au prezentat. Și instrumentele pe care le vor avea la dispoziție le va permite. Aici trebuie să fie foarte atenți. Au promis multe lucruri bune, au promis multe lucruri care, dacă se vor pune în aplicare, va face România să o ducă mai bine și cheia este la ei. Dacă vor reuși să facă lucrul ăsta, eu cred că poate și pe 20 de ani vor marca un câștig. Depinde cum vor... Nimeni nu vrea răul acestei țări și a poporului din care facem parte cu toții, dar ascultându-l pe liderul celor de la, din partidul care a câștigat, respectiv domnul Dragnea, la un moment dat mi-am adus aminte că în timpul celui de-al doilea război mondial, pe final, erau în stare oamenii din ambele tabere, se crea de orice și li se promitea niște lucruri incredibile. Să știți că s-ar putea să trecem Marea, dau un exemplu, să trecem Marea Neagră Nord ca să ajungem pe celălalt mal unde vom fi liberi. Putem să o facem, mergem. Deci au fost niște exemple care în campania asta care m-au dus cu gândul la acele minciuni fruntate care erau ascultate cu aviditate de nu le putem cataloga deocamdată minciuni. Peste 4 ani... Minciunile erau cele din cele de-al doilea război mondial. Ei acum au...
au de respectat un cuvânt mare pe care l-au dat, acest proiect pe care ei l-au. Sunt foarte multe lucruri bune acolo. Creșterea salariului minim pe economie, creșterea punctului de pensie, ridicarea nivelului de trai din România și un salar mediu pe economie de 3.900 de lei la finalul mandatului. Sunt lucruri foarte, foarte importante. Societatea civilă, organizațiile filantropice vor avea de câștigat. Una este să organizeze evenimente caritabile și să fie un salariu mediu de 3.900 de lei și altfel strânge oamenii să plătească un bilet de 40 de lei la un concert, să plătească un bilet la un bal de 150 de lei și alta este acum situația. Deci toată România va merge mai bine dacă ei reușesc să pună cât mai multe puncte de acolo din programul lor în aplicare. Abia aștept să văd cum se vor desfășura lucrurile. Spuneți-mi, tatăl dumneavoastră, onorabilul Firțag, v-a dat vreun sfat? Fiule, te duci la luptă, vezi să ai următoarele lucruri în vedere, că știu că e sfătos, are experiență. Și experiența contează foarte mult și sfaturile sunt, dar sunt sfaturi generice, nu sunt sfaturi trebuie să faci ca ei sau trebuie să faci ca ei. Trebuie să fii sincer. Trebuie să fii sincer cu electoratul tău, trebuie să fii sincer cu partenerii tăi. Aici la electorat mă refer la cei care ne-au votat, la parteneri mă refer la membrii grupului minorităților naționale și pe proiectele legale de legi pe care le vom avea noi grupul acolo sau eu individual, să găsim parteneri în rândul partidelor de acolo, PNL și PSD. Trebuie să fii sincer. Dacă nu e sincer cu oamenii, prima dată poți să-i păcălești. Poate că și a doua oară, dar a treia oară sigur nu-i mai păcălești. Sinceritatea este un lucru foarte important. Iar apoi trebuie să știi cum să îți atragi sprijin pentru a putea să pui un proiect în mișcare. Deci sunt multe sfaturi pe care experiența lui l-a făcut să le aibă și pe care bineînțeles că mi le dă și le ascult. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră veți acționa, după cum văd eu, pe două direcții foarte clar definite. Odată, să reprezentați interesele rutenilor din România și să-i promovați aceste interese prin toate căile legale și la un moment dat să faceți în așa fel încât mersul general al lucrurilor să fie unul înainte și pozitiv. Da, vedeți, nu sunt separate cele două activități, ci ele merg în paralel. Practic, prin cadrul legal actual din România, acesta, reprezentarea parlamentară a unei minorități, este instrumentul prin care România oferă drepturile minorităților, drepturi trecute în proclamația de la Alba Iulia de la 1918. Avem reprezentare parlamentară toate minoritățile istorice din România și astfel, prin toate instrumentele și instituțiile care decurg de aici, sunt susținute toate acțiunile de păstrare a identității naționale a minorităților. Dar pe lângă acestea, mai există și activitatea de zi cu zi din Parlament, unde toate legile trec și pe la noi și unde ne putem spune și noi părerea sau să venim cu amendamente, să venim cu idei noi, poate mai bune, care pot să fie implementate în aceleași legi. Deci, merg în parte. Cum vi s-a părut campania în sine? Cât de lungă, cât de scurtă, cât de obositoare, cât de dificilă? Din punctul nostru de vedere al reprezentanților minorităților naționale este un pic mai dificilă pentru că avem de alergat în toată țara. O are foarte mare, da. Da, avem de acoperitoare mare. Dar nu ne plângem de oboseală. Asta este poziția și rolul pe care ne l-am asumat. Ați fost întâmpinat cel mai bine unde? Nu am cum să fac un clasament. În toate filialele este aceeași atmosferă și vă spun că la fel mă simt oriunde mă duc, ori merg la Arad, ori merg la Suceava, ori în Maramureș, ori la Alba Iulia, aici în județul Hunedoara, la Poșoga, oriunde mă simt ca acasă. Am constatat că minoritățile din România sunt mult mai unite decât românii. Nu știu dacă sunt puțini și se găsesc mult mai repede și se caută mult mai des. Dar la fel sunt și comunitățile de români din afara granițelor țării. Să știți că la fel sunt și comunitățile din Serbia, din Ungaria, din Ucraina și cele de dincolo, din Italia, din Spania. Sunt la fel de unite. E clar, fiecare caută în comunitatea în care trăiește de zi cu zi să găsească oameni cu care să aibă aceleași tabieturi, aceleași obiceiuri, să aibă să facă aceleași lucruri în fiecare zi și atunci normal că se caută și se coagulează comunitățile aflate în zone unde nu sunt majoritarii. Acum, când veți ajunge prima dată în Parlament?
Cred că săptămâna viitoare, luni, din câte am înțeles, nu am primit încă informare oficială, dar cred că săptămâna viitoare, luni, trebuie să mergem să ridicăm mandatele și trebuie până în vineri să se constituie. Din ce știu, cred că 19 este dizolvat vechiul parlament, deci până în 19 trebuie să depunem jurământul. Am înțeles. Aveți emoții când... Da, bineînțeles, e un jurământ, e un jurământ pe care îl pui cu mâna pe Biblie să aperi interesele țării, să aperi interesele României și are un rol important. Te face să conștientizezi importanța funcției pe care o ai. Până la urmă îți pui cuvântul cu privire la cadrul legal în care cu toți ne desfășurăm activitatea, toți, de la TVR și instituțiile care țin și sunt subordonate Parlamentului până la legile care afectează fiecare domeniu de activitate. Deci da, am emoții, dar emoții în sensul bun al cuvântului, emoții în sensul de responsabilitate pe care o simt că o preiau odată cu acest mandat. Bun. Aș vrea să revenim la Rotary Club de Vacastru și la ce anume se va întâmpla în această săptămână, deoarece ați spus foarte bine, faceți o muncă de voluntariat care vine de ceva timp din urmă. De cât timp faceți aceasta? Aproximativ 3 ani de zile. 3 ani? De ce o faceți, domnule deputat? Poate și pentru ce vă spuneam mai devreme, pentru că eram realizat și mă simțeam împlinit din punct de vedere personal și la propunerea ce mi s-a făcut acum 3 ani de zile, am răspuns da, pot să dau înapoi celor din comunitatea mea o parte din ceea ce am eu. Simt că pot să fac asta și sunt oameni care nu pot să aibă mai mult decât au și este nevoie de cineva lângă ei ca să-i ajute. Și noi aici la Rotary de Vacastrum asta căutăm, oameni care nu pot singuri să-și facă viața mai bună și noi să încercăm să-i ajutăm. Sau, dacă nu vorbim punctual de cazuri de genul ăsta, acum am avut în proiectul dedicat câtorva familii din Rapoltul Mare care nu pot să-și trimită copiii la școală, sau să căutăm locuri în comunitatea noastră unde să putem să intervenim cu un buget și să facem să meargă lucrurile mai bine. Și aici, concret, este proiectul pe care l-am început în această vară, proiectul de adunare de fonduri pentru spitalul, secția de pediatrie a Spitalului Județean Deva și concertul de mâine, concertul de vineri de la ora 18:30 de aici, de la Teatrul de Artă din Deva, este tot pentru a strânge fonduri pentru această cauză. Aparatele de care are nevoie secția de pediatrie depășesc un buget de 100.000 de roni, poate chiar și mai mult. În ce am discutat cu doamna dr. Paul, dânsa este șefă de secție acolo, e greu din două evenimente, dintr-un bal și un concert, să strângem această sumă. Noi ne gândim că după bilanț, după ce vom plăti toate cheltuielile și legate de organizarea balului pe care l-am avut luna trecută și cheltuielile legate de concert, să rămânem cu undeva în jur de 30.000, vedem, plus minus 30.000 de roni și să vedem ce putem cumpăra de acești bani. Având în vedere că nevoia este atât de mare, este posibil ca această cauză a dotării secției de pediatrie să o preluăm și în evenimentele din anul următor. Am înțeles. De fapt, cum se numește evenimentul? Evenimentul se numește simplu concert caritabil, extraordinar, cum vreți să-i spuneți. Noi am spus concert caritabil, să încercăm să sensibilizăm un pic populația, concert caritabil de Crăciun. Cu aceeași cauză, spitalul de secția de pediatrie a Spitalului Județean Deva. Când? De la ora 18:30. Și unde? Are loc la Teatru de Artă, aici la 2 pași de dumneavoastră și până acum stăm destul de bine. Cred că 3 sau 4 rânduri, adică 3, 4 ori 20, cam 80 de bilete am mai avea de vândut ca să umplem sala de la Teatru de Artă. Este foarte onorabil. La cât costă un bilet? 40 de lei. Și de unde se poate cumpăra? De la trezoreria clubului nostru sau de la ghișeul de la Teatrul de Artă din Deva. Dar vă spun că această muncă de organizare a evenimentelor caritabile nu se face pe piața rece, dacă îmi permiteți un termen din vânzări. Se face pe piața caldă. Noi, membrii clubului, dăm telefoane, ne întâlnim cu oamenii pe care îi cunoaștem, fiecare are un telefon și are în telefonul respectiv 100, 2, 3, 500 de contacte și de aici găsim oameni care să susțină cauzele noastre. Și vă spun că deja suntem la, cred că la 6-lea eveniment pe care îl avem, deja avem un nucleu dur de prieteni
care vin și susțin cauzele pe care noi le avem. Și la o primă strigare, la orice eveniment, avem în 2 ore din telefoane 150 de persoane care sunt alături de noi. Și asta este un lucru foarte important, că am reușit la Deva Castrum, la Rotary Deva Castrum, să avem prietenii aproape de noi. Cine va concerta? Nu este o artistă din județul Hunedoara, nu o cunoașteți, este Lăcrămioară, este o mezzo-soprană venită de la București, cu o surpriză, un tenor venit tot de acolo și va fi un spectacol inedit. Nici eu nu știu ce va fi acest spectacol, ea mi-a promis că e o surpriză așa de mare, că nimeni nu știe. Fiind și în campanie, m-am detașat puțin de partea organizatorică a evenimentului, colegii mei de la club s-au ocupat mai mult de organizarea acestui eveniment și artista, am văzut-o în alte evenimente, știu cât este de profesionistă și cum pregătește evenimentele. Are un patos deosebit. Da, și atunci am lăsat-o, i-am dat noi, Clubul Rotary Deva Castrum, mi-am dat mână liberă să pregătească evenimentul, bineînțeles împreună cu Ovidiu Olari, el este artistul nostru de serviciu la club și împreună cu el pregătește partea artistică de la acest eveniment. Nu este primul eveniment de acest gen. Cât este de greu să organizezi așa ceva? Să știți că pe măsură ce crește numărul evenimentelor pe care le organizăm, este tot mai ușor. Vă spuneam, prietenii noștri, cei care ne sunt aproape la evenimente, așteaptă să primească telefonul nostru. Chiar mi-au spus dintre prieteni și cunoscuți, păi mă gândeam anul ăsta, nu mai faceți concertul și anul trecut ați avut concertul. Anul trecut am avut și tot aici am fost în emisiune și am prezentat și vă mulțumesc. Da. Am avut concertul dedicat cauzei Maria Beatriz, centrului de la Alba Iulia. Acest an pentru Deva, mai aproape de sufletul nostru, pentru secția de pediatrie. Aș vrea să vă întreb dacă oamenii sunt interesați de aceste evenimente caritabile. Sunt. O parte, v-am spus. Care ar fi motivația? Odată ar fi bunătatea sufletească, pentru că toți simt că e Crăciunul, trebuie să fie un pic mai alt. Cumva să fie un pic mai darnici, mai deschiși. Trebuie să, în momentul în care cauți pe cineva să invizi, trebuie să urmărești și aspectul financiar. Adică să vezi cât de mult contează în bugetul lui sau în bugetul familiei. Poate să dea 80 de lei pe 2 bilete sau poate să dea 300 de lei să participe o familie sau soție la un bal caritabil. Deci, dintr-un foc, aici este o selecție. Iar dacă reușești să găsești în comunitatea din care faci parte astfel de oameni, trebuie să-i mai vezi și cât de înclinați sunt către filantropie și dacă îi găsești, mai trebuie să ai în vedere un aspect. Trebuie să le arăți că ești de cuvânt, că asta faci, că reușești să scoți randament maxim. Și noi asta am încercat din evenimentele pe care le facem, să reducem costurile cât mai mult și cât mai mare parte din banii pe care îi facem, să le arătăm celor care ne susțin că merg acolo unde am spus. Nu avem un buget și din buget 90% sunt cheltuieli și mai dăm 10% cauze. Cum poți să reduci și cheltuielile cât mai mult la un asemenea? Business! Business, negocieri la sânge. Cum ați spus, domnule, trebuie să fie și cu ștaif, nu numai asta. Să fie și elegant și frumos. Da. E o anumită E o aventură, negocierea. Negocierea în club legate de cheltuielile pe care le facem cu meniul, negocierea cum organizăm servirea, negocierea cu cei care ne furnizează. Sunt și apreciez de la toți cei cu care am colaborat. Am avut în 3-4 locații undeva organizate evenimente și cu toții au fost deschiși și le mulțumesc pe această cale tuturor. Și faptul că este eveniment caritabil, sunt și ei sensibilizați. Exact, și au înțeles și prețurile au fost pe măsură, adică au înțeles că trebuie să oferim prețul cât mai mic și au acceptat să-și reducă profitul la minim pentru a putea să rămână cât mai mulți bani pentru cauzele noastre și pentru asta sunt deosebit de bucuros și le mulțumesc pe această cale. Cu artiștii, aceeași discuție. Să încercăm să reducem costurile. E adevărat, este o deplasare, este o cazare, este un onorariu minim pe care trebuie să-l plătești, dar să încercăm prin aceste evenimente și artiștii să încerce să se promoveze și să considere că o parte din onorariul l-au lăsat pentru această cauză. Și am reușit până acum. Oamenii politici, din care mai nou faceți dumneavoastră parte, se implică în așa ceva? Se implică și au fost destul de multe evenimente la... Totuși dă bine să te vadă cineva că vii la așa... Da, să știți că în ultima perioadă
fiind și încrâncenată și fiind și un an cu duble alegeri, ne-am ferit anul acesta să facem invitații prea multe din rândul oamenilor politici, tocmai pentru acest aspect, să nu apară conflicte la acest eveniment. Dacă au fost orgolele prea mari și era posibil să apară un conflict și o neînțelegere. Adică să întâlnească două partide. Exact, am preferat să, să fie o atmosferă prietenească la evenimentele pe care le facem. Aș vrea să vă întreb, ca viitor deputat, cum credeți că ar trebui să acționeze atunci când se întâlnesc doi adversari politici în arena de luptă, cu ghilimele de rigoare, de la Parlament, înțeleg să fie împotriva celuilalt așa, dar când ești în societate, totuși, e altceva. Sunt oameni, după aceea oameni politici. Sunt două aspecte diferite. Da. Viața de zi cu zi și cum ne înțelegem noi ca și oameni și activitatea politică. În viața de zi cu zi, părerea mea este că nu, avem o viață prea scurtă ca să ne permitem să avem dușman și să ne certăm pe unde ne întâlnim. Dacă nu suntem compatibili deloc și nu ne putem înțelege, n-ar rost să ne mai întâlnim deloc și să nu ne cheltuim timpul și energia unul cu celălalt. Iar la nivel politic, eu zic că trebuie să existe, să se schimbe un pic atitudinea și mentalitatea omului politic. Să încercăm să facem o concurență sportivă între proiectele politice și între ideile politice pe care le avem. De la vechiul proverb românesc, să moară și capra vecinului, la o competiție reală. Hai să nu ne mai punem piedici și să blocăm proiectele unii celorlalți. Hai să încercăm, noi facem un proiect și proiectul nostru arată în acest fel. Nu neapărat. E competiție, nu poți să ceri PNL-ului să laude acum programul PSD-ului sau invers PSD-ului să laude ce proiect bun și ce campanie bună a făcut PNL-ul. E imposibil să ceri așa ceva. Dar să existe o competiție, să zic, uite, noi am făcut acest eveniment și uite cum arată. Alții, hai să facem un eveniment, să încercăm să aducem mai multă lume, să încercăm să strângem mai mulți bani pentru această cauză. Pe proiect, uite, ei au făcut o lege bună pe linia asta și au ajutat județul în felul ăsta. Hai să încercăm noi pe partea asta, la altă să încercăm să facem o lege bună. Nu să încercăm să împiedicăm să se finalizeze un proiect, să împiedicăm să se pună în mișcare niște lucruri. Aici cred că o schimbare care pare banală, dar care eu zic că poate să fie importantă la nivel central. Dar aici liderii partidelor, ei sunt cei care dau tonul în acțiune. După ce veți începe activitatea parlamentară, veți mai putea să acționați în cadrul... Acolo, în cadrul Rotary Club, dar este vorba despre un ONG, este vorba de acțiune filantropică și mă bucur că în acest domeniu nu voi fi obligat să renunț. Oricum, pe principiile și pe legile Rotary, dacă îmi permiteți așa, bylaw pe care Rotary International îi oferă, Constituția Rotary, mandatul meu se încheie la 30 iunie anul 2017 și vine un alt președinte. Deci volumul meu de muncă va scădea, fac un pas înapoi și voi fi în echipa care va pregăti evenimentele și nu voi mai fi eu interfața cu publicul, interfața pe care noi o prezentăm comunității. Vine un nou președinte. Am înțeles, dar timpul fizic, cum îl veți drămui? Pentru că sper să acum trebuie să vă cumpărați elicopter, dacă înțelegeți. Sper să reușesc să mă organizez suficient de bine. Sunteți un bun conducător auto, că bănuiesc că așa veți merge. Sunt un bun conducător auto, sper să reușesc să adun în jurul meu o echipă de consilieri pregătiți și eu știu că cei pe care îi vizez sunt bine pregătiți, sunt harnici și în condițiile în care ai o echipă lângă tine bine pregătită, poți să acoperi și să faci multe lucruri. La Rotary Club cât se lucrează? Este o ședință pe săptămână, da? În fiecare zi de marți ne întâlnim și discutăm, punem în aplicare proiectele pe care le stabilim, care le avem într-un an calendaristic. Deci, acum, e puțin să spui că este o oră pe săptămână cât lucrezi. Atâta este oficial, dar apoi acasă, întâlniri. Numai să mergi să te gândești că trebuie să împarți 50 de invitații și omului îi cade bine în momentul în care vine și dă o sumă și susține un eveniment caritabil, îi cade bine să-l inviți personal, nu să-i dai un SMS. Și atunci 40 de întâlniri, întâlnește-te cu 40 de oameni, discută cu fiecare 5-10-15 minute. Care nu se văd, nu se știe. Și ăsta este un timp pe care îl lucrezi în Rotary și în baza cheltuielii acestui timp nu primești niciun ban. Și aici este marele sentiment sau cum să-i spun, marea mulțumire că am reușit să găsim la Rotary de Vacastru oameni care să poată să dea cea mai importantă resursă,
să poată să dea timpul lor pentru a susține cauzele noastre comune. Timpul, răbdare și un pic de dragoste pentru fiecare om care e necăzit. Aș vrea să vă întreb dacă acum, în zilele astea de sărbătoare, de apropiate Crăciunului, membrii Rotary sunt un pic mai activi, sunt altcumva decât în timpul. Da, de-am și căutat, având în vedere toate emoțiile care se degajă în această perioadă, da, am căutat să punem acest concert acum în ajunul Crăciunului, să atragem toate emoțiile și implicit și resursele cunoștințelor noastre, resursele financiare și să strângem cât mai mulți bani pentru cauza noastră. De asemenea, pe lângă noi, pe lângă seniorii din Rotary, sunt cluburile de tineret, sunt Rotaractu și Interactu și ei au acțiunile lor și prin acțiunile lor și ei susțin o parte din cauzele noastre. În fiecare an de Paști și de Crăciun, Crăciunul de data aceasta este mai aproape de Crăciun, au într-un magazin comercial de aici din Deva o acțiune prin care adună alimente și aceste alimente le oferă familiilor nevoiașe pe care Rotary le are în, hai să zicem, în custodie și are grijă de aceste familii. Și reușesc de fiecare dată să strângă foarte multe, foarte multe alimente. Doamna președinte, când v-ați simțit cel mai bine după o acțiune de acest tip? Când, pe care s-o țineți minte, să zic, domnule, așa de bine m-am simțit după asta că am făcut un gest, ceva. E greu să fac un clasament. M-am simțit bine și în momentul în care domnul Onac, domnul Sebastian Onac, prietenul meu, ne-am mulțumit celor de la Rotary Deva Castrum pentru ce am făcut pentru Maria Beatriz. M-am simțit bine și am avut un sentiment deosebit după ce s-a încheiat barul de cartare al clubului și am văzut că toată lumea prezentă acolo a fost foarte încântată de modul în care s-a desfășurat evenimentul și mai mult decât atât de atmosfera prietenească de la acel eveniment. Concertul maestrului Weinberger pe care l-am avut în această vară în Deva pe o terasă deschisă a fost deosebit, a fost un moment special artistic pentru Deva și o să încercăm vara viitoare să-l aducem din nou. Foarte, e un artist, e boem, e artist în adevărat, să vă amintiți discuția cu dânsul. Și vă spun, a fost deosebit și spectacolul pe care dânsul a făcut și are în spate o trupă de jazz, poate împreună cu trupa o să reușim să-l aducem vara viitoare. Deci nu poți să fac un clasament, este ca și cum ai avea mai mulți copii și ai face un clasament să pui pe care copiii îl iubesc mai mult. Frumos spus. Nu pot să am două fete, nu pot să spun pe care o iubesc mai mult, pe fiecare o iubesc altfel, dar la fel de mult. Așa. Apropo și de domnișoarele dumneavoastră, după ce au înțeles ele că tati se va duce la București și îl vom vedea la televizor mai des, dar o să fie mai puțin acasă, ce reacție au avut? Încă n-au conștientizat și nu le-am prezentat chiar atât de în amănunt modificarea, așa de drastic modificarea programului. Da, e o modificare într-adevăr de program. Poate că asta este. Aici pot să zic că este sacrificiu. Timpul investit și efortul depus, nu. Aici poate că este sacrificiu pe care îl fac sau dacă poate exista o fărâmă de părere de rău pentru naveta de București, este asta că pierd o parte din timpul petrecut cu ele pe care mai târziu, chiar dacă va fi altfel. Una este când vorbești cu o adolescentă de 18-20 de ani și una când o fetiță de 4 ani îți spune lucruri de te crucești. Da, întotdeauna rămâi uimit. Uite, fii atent ce poate să zică la 4 ani. Ce spune doamna Firțag? După, se așteaptă la ceva bun, la ceva asemănător ca până acum? Sau? Doamna Firțag nu prea are timp acum să se gândească prea mult, pentru că spuneam că m-am retras din activitatea companiei pe care o conduc și ea va prelua partea administrativă de acolo. Ea va trebui să se ocupe de administrarea afacerii și deocamdată este în febra preluării pe proces verbal a documentației de la mine. Dar încă nu simțim ce va însemna naveta de București. Vedem concret din ianuarie cum va fi. Acum depunem jurământul, vin sărbătorile și suntem în concediu toată lumea. Din ianuarie vedem ce va însemna naveta de București. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb dacă ar fi să ne spuneți acum ce veți face până când mai sunteți încă pe funcția de președinte la Rotary Club, cam ce acțiuni aveți în vedere? O să avem o acțiune strict dedicată membrilor Rotary în februarie, când marcăm și aniversarea. În februarie, în fiecare an aniversăm Rotary.
Vor fi 118 ani de la înființare anul viitor și cu această ocazie primim membri noi în club. Avem și astăzi câteva CV-uri pe care le analizăm și vedem ce oameni doresc să fie alături de noi în echipă. Și pentru anul viitor, toate evenimentele pe care le vom avea, cred că, n-am luat încă decizia, vom avea în decembrie ședințele, cred că vor fi dedicate secției de pediatrie, pentru că mai sunt acolo multe aparate de cumpărat și, după cum vă spuneam, bugetul alocat trebuie să fie mare. Aș vrea să vă întreb, de ce și-ar dori un tânăr, o tânără, și sau o persoană matură să intre în Rotary Club? Este un... E o întrebare a cărui răspuns bănesc că este așteptat de cei care doresc așa ceva. Da. La tineri sunt două aspecte diferite. Cum văd tinerii filantropia și cum văd adulții filantropia. Tânărul care nu are durerile de zi cu zi, nu are greutățile de zi cu zi, să se gândească câți bani trebuie să facă, ce facturi, ce rate trebuie să plătească, acolo la cei tineri intervine mulțumirea lucrului bine făcut și faptul că vede își vede timpul ocupat, că este într-o echipă din care, bineînțeles, îi face parte, se simt bine și se bucură, sunt fericiți lucrând împreună și tinerii. Generozitate, distracție, impetuozitate tinerească. Sunt echipe sudate și echipe omogene tinerii. La fel și noi, la seniori, se simt bine și se distrează lucrând împreună pe proiectele pe care le au. La senior mai intervine, poate că după un anumit timp în viață, și acel sentiment de mulțumire că ai reușit să ajuți pe alții, că ai făcut bine unei persoane nevoiașe. Îți plătești anumite datorii și pe mine m-a ajutat și cineva și eu ajut pe cineva. Deci sunt puțin diferite. Bine, am înțeles. Și o persoană care ar dori să intre în clubul Rotary, ce ar trebui să știe, ce ar trebui să facă? O persoană care trebuie să intre în Rotary trebuie să cunoască pe cineva din clubul Rotary și, bineînțeles, să discute cu acea persoană, deci trebuie să primești o recomandare ca să faci parte din Rotary. De ce? Există în Rotary o cutumă. Cine intră în Rotary trebuie să fie sincron, trebuie să fie la fel cu noi, trebuie să aibă aceleași principii de viață, trebuie să aibă aceleași principii morale, trebuie să, în linii mari vorbim, nu nuanțăm la nivel de religie sau la nivel de confesiune, dar trebuie să vedem viața în același fel. Dați-mi, vă rog, un exemplu de principii după care se ghidează membrii Rotary și după care trebuie să ghideze cei care vor să intre. Cel mai important principiu este prietenia. La recomandarea unui rotarian, cineva poate să facă parte dintr-un club, dar toți membrii acelui club analizează noua persoană care trebuie să intre în club și dacă unul, o singură persoană din club nu este de acord cu accederea candidatului, candidatul nu poate să facă parte din club. De ce? Pentru că afectează ideea principală pe care m-a spus-o, prietenia și atmosfera prietenească. Au fost cazuri când nu s-a intrat? Când s-au refuzat CV-uri? Când s-a refuzat, da? Au fost. Și nu se, tot cu o cutumă Rotary spune că nu trebuie să se argumenteze ca să nu se ajungă la chestiuni mult prea personale. Pur și simplu, da sau nu. Exact. Așa. Bun, dacă o persoană vrea într-un an să intre, da, nu reușește, poate să încerce și a doua? Păi e relativ complicată, pentru că vorbim despre un drept de veto, un nu pe care cineva și l-a exercitat. Și dacă persoana... Adică eu, dacă eu doresc să intru, faptul că după un an sau doi revin cu acea, înseamnă că eu e sunt complicat, constant. Pentru că dumneavoastră nu aveți cum să știți, da, cine din cadrul clubului a votat nu împotriva dumneavoastră și să-i schimbați acel vot. Să înceapă să vă iubească. Nu poate să fie și o chestie subiectivă? Poate să fie și o chestie subiectivă, dar este cât se poate de subiectivă. Suntem un grup de prieteni care își pun eforturile și calitățile împreună în interesul proiectelor comune. Și prietenia de care vorbeați dumneavoastră e aspecte foarte concrete și uneori chiar dure. Dacă suntem prieteni, să fim prieteni până la capăt și când e bine și când e mai puțin bine. Corect. Prietenia este ca și vinul. Trebuie să fie, cu cât e mai veche, cu atât e mai bună și atunci noi vrem să o învechim cât mai mult. Frumos spus. Câți membri veți primi în anul acesta sau la următoarea? Pentru februarie avem 5 candidați. 5 candidați? Da.
Cel mai tânăr, cel mai bătrân? Cel mai tânăr 25 și cel mai bătrân puțin sub 40. Am înțeles. Mai avem 5 minute din această emisiune, îmi spune colegul în regia tehnică, și aș vrea să recapitulăm un pic, de fapt, acest Rotary Club Deva Castrum, de când este în Deva? Este oficial pe acte, cartat la Rotary Internațional din octombrie 2015. Dar activitatea noastră a început cu aproximativ 6 luni înainte. Ne-am întâlnit noi, prietenii cei care am fondat acest club, și am început acțiunile caritabile. Iar finalitatea, certificatul de naștere al clubului, carta, a venit în 14 octombrie 2015 și mai apoi în noiembrie am avut și balul dedicat cartării clubului. Dar noi putem spune că avem 2 ani de zile în primăvara anului viitor de când acționăm împreună ca și grup de prieteni. Aveți câteva acțiuni extrem de plăcute, cum a spus dumneavoastră, un bal caritabil, un concert caritabil, dar au fost și alte acțiuni care n-au fost chiar așa de fastoase, să zic. Da, sunt acțiuni mari, sunt acțiuni mici, nu toate acțiunile pot să fie cu fast. Am colaborat foarte bine cu clubul Lions, cu clubul Leo, care ține de clubul Lions, Sarmise Getuza. Sunt și ei organizație filantropică și este foarte important ca toate aceste grupuri de prieteni să fie și ele prietene între ele. Este clubul Rotary Deva, un alt club Rotary cu care am avut în trecut colaborări și pe viitor la evenimentele districtuale vom avea colaborări. Este important să se păstreze această atmosferă de respect și competiție sportivă între acțiunile cluburilor. Este esențial, zic eu, să fie această competiție sportivă între cluburi și e important că există mai multe cluburi. Se pot face, învățăm unii de la ceilalți. Ei au făcut bine un lucru, noi am făcut bine altul. Alt eveniment necesită eforturile comune. Am avut de ziua educației împreună cu clubul Lion Sarmise Getuza pregătit un eveniment mare, un flash mob, la care flash mob au participat elevii liceului Decebal, membrii Rotaract, membrii Leo, membrii Interact, și a avut nevoie de multă energie consumată din partea membrii clubului Lions. De fapt, în Rotary Club Deva Castrum, câți membri activează? Astăzi, împreună cu cei 5 candidați pe care îi avem, suntem 23. Puțin, dar buni, bănesc. Da. Există o vorbă, nu știu cât e de adevărată, vreau să mi-o confirmați sau afirmați, cum că în acest Rotary Club Deva Castrum nu intră decât elitele. E adevărat? Așa am luat-o, exact așa v-am întrebat. Da, elitele, acum depinde în ce sens. Elitele sunt în toate domeniile, de la politic, la social, la educație. Elitele sunt peste tot și da, într-adevăr, încercăm să aducem din toate domeniile, din mediul de business, din rândul profesorilor, din rândul pensionarilor, că așa cum există cea mai importantă resursă, timpul, încercăm să aducem elitele, oamenii care într-adevăr au o poziție în comunitatea din care fac parte și pot să miște lucruri. Elitele cred că cel mai bine le putem eticheta în acest fel, oameni care pot să miște lucruri, pot să schimbe lucruri. Un lucru foarte, foarte bun, că dacă poți, dacă vrei să faci un spectacol deosebit, trebuie să chemi o vedetă, să chemi pe cineva deosebit, că atunci vor veni. Dacă nu, cât ai fi de bine intenționat, nu știu dacă vei reuși. Acum, e greu să-mi cere să comentez această declarație și să spun că noi la evenimentele noastre n-am avut vedete. Acum depinde ce înseamnă vedetă. N-am avut la niciun bal. N-am avut la niciun bal artiști pe care să-i plătim cu 1000 de euro. N-am avut. L-am avut pe domnul Weinberger, nu putem să vorbim de 1000 de euro. Am avut tocmai de asta mi se pare că e o vedetă, a venit din și a rupt din timpul domniei sale și nu e puțin lucru. Și l-ați văzut, extrem de am avut relaxat, anul trecut pe scena de la Teatrul de Artă din Deva artiști de muzică populară din județul Hunedoara care pot fi denumiți vedete, dar au performat pro bono. Deci se poate face și cu resurse puține un eveniment caritabil. Nu trebuie neapărat să plătești. Și să știți că aici poate că pe artiștii pe care noi i-am invitat, într-adevăr,
nu i-am plătit cu resurse multe, dar sunt și artiști în România care, într-adevăr, cer sume mari pentru spectacole la Rotary. Tocmai pe acest principiu sunt acolo elite, cei de la Rotary au bani, hai să le cerem mulți bani. Dar în America, să știți că artiștii deja au învățat ce înseamnă actul caritabil și acolo vin și de multe ori fac, așa cum au făcut artiștii noștri din județul Hunedoara, au cântat gratis la un eveniment caritabil. Dragii mei, ne vom opri aici astăzi invitatul nostru, Iulius Firțac, președintele Rotary Club Deva Castrum, președintele Uniunii Culturale a Rutenilor din România și proaspăt deputat în Parlamentul României, a venit pentru noi, pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimate domn, pentru amabilitate și faptul că ați venit direct din Timișoara în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Ne vom întâlni cealaltă săptămână să auzim și să ne vedem cu bine. La revedere!